18 persoane au murit în ecate, în deșert, este tragedia care a avut loc în Sahara. Imaginile dezastruoase din deșert au fost surprinse după ce ploile torențiale au inundat nisipurile care se întind pe mai bine de jumătate din Africa. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, aproape totul a fost inundat. Cantitățile au luat cu ele și multe vieți. Fenomenul meteo este extrem de rar. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani deșertul Sahara a fost cufundat de cantitățile uriașe de apă care s-au acumulat din cauza ploilor torențiale. În doar două zile a plouat cât într-un an. Nisipurile aurii au fost acoperite de apă, iar inundațiile au dus la moartea 18 persoane în Maroc. Mediile anuale de precipitații au fost depășite cu mult în mai multe zone din sud-estul Marocului. În imaginile surprinse de NASA se observă lacul Icuiri, un lac situat între Zagora și Tata, care după 50 de ani în care a fost uscat se umple din nou. Sahara se întinde pe aproape 10 milioane de kilometri pătrați și este cel mai mare deșert fierbinte din lume. Dunele de nisip se întind de-a lungul țărilor din nordul, vestul și centrul Africii. Încălzirea globală a dus la tot mai multe fenomene extreme care au făcut ravagii, iar seceta recurentă a afectat multe dintre aceste țări. Experții în fenomene meteorologice extreme au avertizat că astfel de furtune ar putea avea loc și în viitorul apropiat. Totodată, temperaturile extrem de crescute au dus la accelerarea ciclului hidrologic, ceea ce înseamnă că zonele afectate se vor confrunta fie cu prea multă, fie cu prea puțină apă.